O să-l rog acum pe domnul consilier Flavus Morar, consilier al doamnei prefect Florentina Horgea, să ne adreseze și dânsul salutul doamnei prefect. Domnule președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură, onorat prezidiu, stimați invitați, îmi revine onoarea să dau citire mesajul doamnei prefect al județului Arad, Florentina Horgea. În primul rând, doresc să felicit organizatorii și expozanții celei de-a 30-a ediție a Târgului Agromalim, cel mai important eveniment din domeniul agriculturii și industriei alimentare din vestul României. Agricultura este un domeniu care se modernizează rapid și a cărui dezvoltare este susținută de Uniunea Europeană și de Guvernul României. Valoarea totală a fondurilor europene pe care România le-a primit în 2019 pentru agricultură și dezvoltare rurală se ridică la suma de peste 2,7 miliarde de euro, plăți directe și investiții. În ultimii 3 ani, din 2017, în agricultura românească au intrat aproape 9 miliarde de euro din fonduri europene, reprezentând totalul fondurilor intrate în conturile fermierilor români în perioada 2017-2019. Aceste fonduri vin spre agricultura românească și prin efortul Guvernului României, prin Ministerul Agriculturii, începând de la ministru și până la funcționarii instituțiilor sau agenților de plăți din subordine. Agromalim este un eveniment care demonstrează că agricultura din vestul României a ajuns la standardele occidentale și este de datoria noastră să vă ajutăm pe dumneavoastră, pe fermieri, să creșteți nivelul de competitivitate ale activității pe care o practicați. Instituția prefectului județului Arad vă susține în totalitate și suntem în permanență deschiși dialogului cu dumneavoastră. Vă încurajăm să aveți deschidere spre nou, acest târg fiind în primul rând o bună sursă de informare despre noutățile apărute în domeniul agriculturii. Vă doresc tuturor mult spor la muncă, succes și sănătate. Vă mulțumesc! De anul acesta și sperăm să devină o prezență permanentă, este și alături de noi ca și expozant și nu numai, și Academia de Științe Agricole și Silvice. O să rog pe domnul președinte Valeriu Tabără să ne adreseze și dânsul câteva cuvinte. Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate și în același timp mă adresez domnului președinte a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, onorat prezidiu, stimați participanți la această prestigioasă manifestare și a spune de tradiție. Am fost prezent încă de la primele ediții, eram la vremea aceea ministru, așa cum am participat la alte câteva manifestări la nivel de țară care veneau ca și târguri și expoziție pe agricultură și mă bucur sincer că unele dintre ele au rezistat și că ele sunt într-o dezvoltare, iar dintre acestea, târgul de la Arad este cu adevărat o manifestare de prestigiu. Spunea domnul președinte Seculici că este o manifestare pe agricultură și spun că este foarte binevenită și poate din când în când, dincolo de cele de ciclurile electorale, în aceste manifestări ne mai aducem aminte de o serie de probleme, unele spuse de colegul meu de Parlament și președintele Consiliului Județean, domnul Cionca, și care continuă să fie probleme. Eu mă bucur însă sincer de faptul că aici suntem astăzi prezenți și onorăm o promisiune de anul trecut, că la ediția viitoare, cea de anul acesta, Academia de Științe Agricole Silvice, prin stațiunile de cercetare de aici din zonă și nu numai, vor fi prezente la această manifestare. Și vă asigur, domnule președinte, că o astfel de manifestare se va amplifica în anii următori. De altfel, nu pot să trec cu vederea faptul că, an de zile, premianta din zona Bălțate și a raselor de vaci de lapte a fost un produs a stațiunii de cercetare dezvoltare pentru bovine Arad. Faptul că anul ăsta nu sunt, sigur sunt și datorită unei anumite conjuncturi. Vreau să vă spun câteva lucruri, pentru că s-a pomenit aici și cu asta voiam să încep. Agricultura de astăzi nu mai este cea care a fost la prima ediție a târgului și poate că nici cea care s-a prezentat la primele manifestări, la primele expoziții.
este cu adevărat o industrie. Este o industrie de anvergură colosală, văzută sau mai puțin văzută. Și eu m-aș duce, fără să intru în amănunte, ce a însemnat Revoluția Verde a anilor 70, care pur și simplu a dezvoltat zeci de sectoare. Dacă ne gândim la mecanizare, dacă ne gândim la chimizare, dacă ne gândim la ce a însemnat protecția plantelor și de ce nu, Revoluția în ceea ce a însemnat cantitatea și calitatea produselor realizate. Acea revoluție a scos de sub foamete aproape 2-3 miliarde de oameni care erau în spectrul foametei, respectiv Asia, America Latină, America Centrală și altele. Mă bucură sincer că în ultimii ani apare această necesitate și discuții din ce în ce mai multe pe ce înseamnă cercetarea agricolă. De fapt, o cercetare de biologie aplicată de cel mai înalt nivel. Și cu atât mai mult o astfel de cercetare este necesară pentru România. Spun acest lucru pentru că ne oprim undeva la câteva constatări, fără să le ducem până la capăt. În agricultura României este cea mai mare rezervă de dezvoltare, atât sub aspect tehnic, cât mai ales sub aspect valoric. Potențialul României, eu l-am mai spus, pe unii deranjează, dar îi rog să se aplece cu foarte multă atenție și să facă o analiză clară a ceea ce se poate face în această țară. Este undeva între 40 și 50 de miliarde de euro, valoarea globală a producției agricole pe care o putem realiza. Realizăm la această dată în jur de 15 miliarde și greu ne ridicăm, dar în niciun caz n-am depășit vreodată 20 de miliarde. Faceți un calcul și vedeți care este acest extraordinar de mare interval. Pe de altă parte, îmi face plăcere să fac o comparație care se evite de obicei între România și Italia. România, Italia reprezintă circa 44% din potențialul de producție al României și realizează o valoare a producției globale de 55 de miliarde la nivelul anului 2016. E bine de a reflecta ce trebuie făcut mai departe. Pe de altă parte, discutăm despre schimbări climatice, discutăm despre mediu, discutăm despre infrastructură. Eu întreb și întreb mereu, se pot face astfel de revoluționări, găsirea unor soluții, fără să nu ai soluțiile de cercetare prin metodele cele mai moderne? Eu nu cred că schimbările climatice pot să fie contracarate și vorbesc de ce înseamnă România de astăzi. Ce s-a întâmplat în acest an 2019, dar se întâmplă de peste 15 ani. Această maturizare de care unii vorbesc, eu vorbesc de uscarea producției și de pierderi imense din punct de vedere cantitativ și calitativ. Fără să ai creații biologice care să fie tolerante sau rezistente, întreb. Întreb nu pe dumneavoastră, pentru că aș ști răspunsul. Întreb pe cei care se joacă cu astfel de chestiuni. Este extraordinar de important. Putem discuta despre protecția mediului fără a limita produsele fitofarmaceutice care se folosesc în agricultură, în condițiile în care nu creez formele de toleranță și rezistență? Nu cred. Investim enorm de mulți bani, chiar în politica agricolă comună, din 2021-2027 sunt circa 32% din fonduri care se duc pe o așa zisă înverzire. Dar înverzirea nu poți trata și în România și în Ungaria la fel cum este în Marea Britanie sau în Germania, unde de fapt se practică monocultură. Tehnologii aduse undeva la o limită de funcționare și care nu s-ar putea face fără un consum mare de pesticide. De aici este marea necesitate de a ne revedea într-un anumit fel partea aceasta de producere de material biologic bun și ați mai spune încă un lucru pentru că discutăm de foarte mult timp de tehnică agricolă și dacă România a câștigat ceva după 1990 și mai ales după integrarea europeană, a fost faptul că din punct de vedere tehnic și mai ales exploatațiile mari au fost și sunt destul de bine puse la punct uneori peste nivelul unor exploatații din Germania sau chiar din Statele Unite ale Americii. Dar problema respectivă nu rămâne aici. Tehnică agricolă fără tehnologie pusă la punct nu ne duce nicăieri. Și acesta este unul dintre motivele pentru care noi nu am crescut din punct de vedere al randamentelor la unitatea de suprafață. Din acest punct de vedere, noi nu putem și nu avem rezultate ce înseamnă sistemul conservativ al solului. Și nu numai. Este o mare problemă legată de revederea tehnologiilor.
Și asta este o chestiune valabilă pentru Europa Centrală, în special pentru spațiul Carpato-Dunărean, unde condițiile sunt cu totul și cu totul specifice. Să știți că în România se discută mult despre irigații. Este o formă, este o mică parte prin care putem rezolva niște probleme, dar să nu ne amăgim că problema în România nu a fost seceta pedologică, ci seceta atmosferică. Aici este marea problemă. Și am spus-o și parcă au deranjat pe unii acum vreo două săptămâni. Aici a fost și este problema numărul unu, pe care 70% din teritoriul României, în 8 din 10 ani, este afectat de astfel de fenomene. Aceste dereglaje teribile între temperatura aerului și umiditatea relativă, care practic blochează răsuflarea plantelor și viața de pe pământ. Când ajungi la 60, la 55-60 de grade la nivelul solului, este greu să mai crezi că există echilibru a proceselor metabolice din plantă. Și să ajunge la situația în care, iată, culturi întregi sau suprafețe de milioane de hectare practic au fost uscate. Sunt niște probleme asupra cărora va trebui să mai reflectăm în viitor și cu atât mai mult, și îmi face plăcere să o spun, chiar dacă ani de zile au fost discuții la ceea ce am susținut câțiva din mediul științific la data respectivă și susținem în continuare că suntem în pragul unei alegeri, așa cum s-a întâmplat prin anii 50. Mergem pe liniile noi descoperite în cercetarea agricolă și mă refer aici la ce înseamnă genomica de astăzi și ceea ce va însemna un sistem conservativ, conservator și fără performanță sau fără perspectiva performanței de competitivitate la nivel mondial. Cred că România are de ales. Și eu nu ascund acum, o fac public, că prin intermediul unor zone m-am adresat de reluare a unor relații de colaborare pe domeniul cercetării agriculturii, a schimburilor de experiență cu Statele Unite. Am întrerupt de la intrarea noastră în Uniunea Europeană astfel de relații și nu cred că este bine. Pentru că în lume, la această dată, sunt două tipuri de agricultură. Este o agricultură conservativă care devine din ce în ce mai costisitoare, și a doua este cea genomică, care mă duce la elemente de prietenie cu mediul, inclusiv de calitate. Și închei, unitățile de cercetare, și mă bucur că cele unitățile care sunt pe raza județului Arad sunt unități performante. Să nu uităm că județul Arad este un excelent centru și de o excepțională importanță în viticultură și asta înseamnă și noi, și vă asigurăm că vom acorda o atenție deosebită Minișului, că la stațiunea de creștere a bovinilor de la Arad există un nucleu excepțional de material genetic pe Bălțată Românească și Brune de Maramureș, care urmează, și aici este o mare chestiune de colaborare, domnule președinte, a Consiliului Județean, cu structuri care se ducă la înmulțirea acestui material. Spun acest lucru pentru că România nu poate, și eu o spun cu voce tare, chiar dacă se supără. Ani de zile am stat și am importat material și am repetat aceste importuri de material la intervale foarte scurte de timp. Pe banii cui? Noi nu ne putem permite o dezvoltare în sistemul zootehnic dacă nu ne rezolvăm problema producerii de material biologic și a ceea ce înseamnă tehnologiile adecvate de performanță. Să nu uităm că ultimii ani am coborât ca valoare, ca pondere a producției zootehnice undeva sub 30%. Nu este normal. Ar trebui să avem undeva 56-60%. Este prima transformare de materie primă. Cred că la nivelele de politică va trebui să ne revedem puțin modul de abordare. O spun în calitatea pe care o am, am spus-o și altă dată, dar voi susține în continuare că România nu poate fi importatoare de tehnică, de tehnologii, de material biologic, trebuie să-și produc aici. Și aș mai adăuga ceva, domnul președinte, pentru că ați abordat o problemă deosebit de importantă, pe care o constat. A fost măsura 125 din PNDR, în care erau cele trei componente, respectiv infrastructură rurală, agricolă, infrastructură forestieră și irigații prin planul care a fost la vremea aceea. Trebuie în nou plan strategic ca aceste elemente să se regăsească, dar infrastructura agricolă nu este o infrastructură secundară pentru infrastructura rurală, cum s-a văzut acolo. Se câștigau proiecte dacă aveam o legătură cu un drum mai sus. Infrastructura rurală este absolut o necesitate pentru ceea ce înseamnă accesul către ferme, către exploatații care trebuie să aibă o legătură
cu ce înseamnă valorificarea ceea ce fac Chiamul și în Constanța și în câteva locuri, elemente greu de gestionat dacă nu ai această infrastructură. Și poate vom colabora și cred că la elaborarea acestui plan strategic să putem participa cei care cunosc inclusiv din structurile administrative locale. Încă o dată, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Vă asigurăm că vom fi prezenți, suntem lângă dumneavoastră și mă bucur sincer de această realizare, această tradiție de altfel, care nu este numai tradiție, este mai mult pentru care efectele economice și de ce nu dezvoltările acestea de relații excepționale cu cei din jurul nostru. În primul rând, succes mai departe și vom fi lângă dumneavoastră întotdeauna. Felicitări! Mulțumim domnului Tabără, care, așa cum spunea și dânsul, e de foarte mulți ani alături de noi, atât în calitate de conducător al unor instituții și îi mulțumim încă o dată. Dânsul spunea că e foarte important pentru România să înceapă să lucreze mai mult și să producă material seminal. Aș vrea să felicit pe cei de la Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească. Dânsii se ocupă de registrul genealogic la această rasă și din ce știu eu, nefiind un specialist, am văzut că încep să apară și rezultate. Animale crescute în fermele membrilor dânșilor ajung să meargă în testare la Semtest Craiova și începe să apară și material seminal produs în România. Cu toții cred că suntem de acord care e mult mai adaptat pentru nevoile de aici, a climei de aici, decât materialul seminal importat. Mai multe informații la standul AGVBR, SIM și partenerii, Semtest Craiova, IBNA, puteți afla în zilele acestea, inclusiv pe această temă. Mulțumesc domnului Iacob și pentru sprijinul acordat în menționarea câtorva asociații și persoane. Urma să le fac eu această menționare, dar îi mulțumesc că a făcut-o dânsul. Sunt alături de noi și în acest an instituții ale statului care vin în sprijinul fermierilor prin diferite forme de finanțare. Este alături de noi și vreau să-l salut și să-i mulțumesc domnul Iulian Bucătaru de la Centrul Regional 5 Vest din Timișoara al AFIR, alături de domnul director al Oficiului Județean, domnul Adrian Nogea. De asemenea, APIA, domnul Alin Triponescu și colectivul dânsului sunt prezenți cu stand și cu informarea fermierilor pe diferitele tipuri de finanțări care le pot obține. Vreau să mulțumesc domnului director Viorela Gud de la Direcția Sanitar-Veterinară Arad. Chiar dacă a fost rău cu noi anul acesta și nu ne-a lăsat, nu e vina dânsului și înțelegem. Am înțeles că avem vești îmbucurătoare de la domnul Iacob, e posibil ca pe viitor să existe posibilitatea, chiar în aceste condiții, să avem totuși și taurine și ovine la edițiile viitoare. De asemenea, partenerii ai evenimentului și sprijin, participare cu stand, cadrele didactice prezente în cadrul programului de conferință care va avea loc vineri, a fost și anul acesta Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timișoara. Îi mulțumim domnului rector Popescu și colectivului universității pentru implicare și pentru participare. Aș mai vrea de asemenea să menționez că alături de noi și la această ediție sunt asociațiile de crescători, cum spuneam, ACVBR SIM, ACO Păstorul Crișana, ACOC Miorița Chișinău Criș, ACO Dacia. Le mulțumesc încă o dată și sunt sigur că ajutorul și implicarea dânșilor face ca evenimentul să crească. De asemenea, ca să trecem la următorul participant care se va adresa dumneavoastră, Oficiul Județean de Zootehnie din Arad, domnul Bichiș, domnul Gâșvan, colectivul de care e alături de dânsii, de asemenea văd pe domnul Negranu de la Timișoara, au fost alături de noi ani de zile și ne sprijină la acest eveniment. O să rog pe domnul Nică Georgică de la ANZ București să ne spună și dânsul câteva cuvinte și le mulțumim încă o dată pentru sprijinul constant pe care îl acordă evenimentului. Stimate prezidiu, stimați invitați, stimați colegi, aș dori să mulțumesc în primul rând organizatorilor și de asemenea asociațiilor crescătorilor de animale implicate în desfășurarea acestui eveniment destul de important în vestul țării. De asemenea, doresc să transmit salutările directorului general al Agenției Naționale pentru Zootehnie, agenție din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
și să vă asigur de toată disponibilitatea a noastră, cei de la centru, cât și a colegilor din cadrul centrelor regionale de zootehnie și a oficiilor județene pentru zootehnie, pentru rezolvarea tuturor problemelor din acest sector, probleme care nu sunt chiar puține. Mulțumesc! Mulțumim! Pe parcursul celor 4 zile vor fi diverse evenimente pe lângă partea de expoziție și de discuții care vor avea loc cu firmele participante. Este vorba de un program pe care noi, Camera, l-am pregătit alături de Universitatea de Științe Agricole. Vor mai fi cei de la Federația Națională a Galurilor care vor avea o întâlnire și discuții pe teme care le au subiecte pe zona de care se ocupă dânsii. Și pe lângă acest program avem în cursul zilei de sâmbătă întâlnirea anuală a agricultorilor maghiari din România, din Bazinul Carpatic. E o tradiție, undeva de vreo 18-20 de ani sunt alături de noi în fiecare sâmbătă la Gromalim și participă, se întâlnesc, discută, le mulțumim încă o dată. Avem de asemenea în zona de animale, să-i spunem așa, care anul acesta e un pic mai săracă din anumite puncte de vedere, standul celor de la ACV Beresim, Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească și partenerii, este vorba de Semtes Craiova, IBNA București, asociațiile partenere Narcisa Timișoara, Asociația Crescătorilor de Animale Arad, o cooperativă nouă înființată la Irato, sunt prezenți și vor avea un program, cum spuneam, foarte interactiv, începând din cursul zilei de astăzi vor fi prezentări în acea zonă. Noi am pregătit un spațiu, spunem noi, generoși. Dânsii au pregătit ceva, au pus la rece, ca după ce discutăm, prezentăm și vedem care sunt ultimele noutăți în domeniul acesta al creșterii bălțatei românești, să putem să stăm de vorbă și la un pahar de bere rece. Le mulțumesc pentru implicare și le urez succes. Noi îi asigurăm de sprijinul nostru. Vineri, sâmbătă și duminică vor fi concursuri interesante cu premii importante oferite de această asociație, deci fermierii crescători de bălțată românească sunt așteptați. Mulțumim, cum spuneam, partenerilor. A menționat domnul ministru Tabără, stațiunea de cercetare dezvoltare bovine Mureșul Arad. Mulțumim domnului director Săplăcan pentru sprijinul acordat în fiecare an. O să vă rog acum să mergem și să facem un tur, să vedem ce este mai interesant în expoziție, după care vă urăm afaceri cât mai bune și 4 zile plăcute la Arad.